Școala numărul 4 Lugoj funcționează în două corpuri de clădire, unul pe strada Ștefan cel Mare, iar celălalt pe strada Victor Vlad de la Marina. În localul de pe strada Ștefan cel Mare a funcționat înainte de anul 1964 școala medie tehnică de contabilitate, devenită școala de contabilitate agricolă. Din februarie 1964 și până în prezent, în acest local funcționează clasele 1-4 de la școala noastră. În localul de pe strada Victor Vlad de la Marina, începând cu aproximativ anul 1920 și până la reforma învățământului din 1948, școala a funcționat sub denumirea de Școala Primară de Fete. După anul 1948, actuala școală a avut diferite denumiri. Școala elementară de 7 ani, școala generală de 8 ani și, în final, școala cu clasele 1-8, numărul 4, Lugoj. Începând cu anul 1980, o parte din elevii școlii, împreună cu o parte din cadre didactice, se mută într-un nou local de școală, care este astăzi școala cu clasele 1-8, numărul 2, Lugoj. Elevii școlii noastre și-au domiciliu pe o serie de străzi unde se află casele în care au locuit în vremurile trecute o serie de personalități lugojene. Victor Vlad de la Marina, Filaret Barbu, Ion Vidu, Ion Popovici Bănățeanu, Timotei Popovici, Casian Munteanu, Traian Vuia sau Iosif Constantin Grădanu.